Ziua Mondială a Inimii a fost marcată și la Giurgiu. Astfel, timp de o oră, giurgiuveni de toate vârstele au participat la marșul organizat de conducerea clubului Rotary din Giurgiu. Acțiunea a fost susținută de Fundația Română a Inimii și Societatea Română de Cardiologie. Cei care s-au alăturat evenimentului au demonstrat că le pasă de sănătatea lor și au încercat să-i determine și pe alți concetățeni să se alăture grupului prin împărțirea de pliante informative. Startul a fost dat din fața clădirii finanțelor publice. Cei peste 500 de giurgiuveni au parcurs un traseu de 3 km. Zonele prin care aceștia au trecut au fost Bulevardul CFR, pietonal la Gării, pietonal la Mircea cel Bătrân și Parcul Alei. Potrivit conducerii clubului Rotary, acțiunea ce s-a desfășurat duminică a fost de conștientizarea importanței mișcării pentru sănătate. Este Ziua Mondială a Inimii, cum știm cu toții, o acțiune destul de mediatizată prin care vrem să aducem în actualitate faptul că mersul pe jos este sănătate curată, atât pentru tot corpul, dar cât și pentru inimă. La evenimentul ce a avut ca scop promovarea unui stil de viață sănătos au participat și oameni politici, care au recunoscut că, deși nu sunt adepții mișcării, după traseul parcurs se simt mai bine. Puneți-mi cum vă simțiți acum după ce ați efectuat acest traseu? Extraordinar de bine mă simt și o să acum mai inaugurez un traseu înapoi la Finanțe, unde am lăsat mașina, pentru că spre rușinea mea m-am dus la Finanțe cu mașina dimineața și n-am venit pe jos cum ar fi trebuit. Cei mai bucuroși de plimbare au fost cei mici, care au înțeles că mișcarea joacă un rol important pentru organism. De asemenea, aceștia au spus că vor mai participa la astfel de acțiuni. Mișcarea înseamnă sănătate, este bine pentru organism și este un proiect foarte frumos. Ne ajută. Vei mai participa și în anii următori? Cu siguranță. Trebuie să mergem mereu pe jos, să fim sănătoși. Bolile de inimă reprezintă și acum principala cauză de deces din România. 150.000 de români se sting anual din cauza problemelor cardiace, ceea ce reprezintă 60% din totalul deceselor registrate pe întreg teritoriul țării noastre. Specialiștii susțin că principalii factori de risc sunt hipertensiunea, obezitatea, fumatul și sedentarismul.